Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Vorbim în această seară despre cum putem să primim ceea ce ne dorim. Și am alături de mine pe doamna Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal. Bună seara și bine ați revenit la noi! Ne v-am regăsit! Iată că dăruind vom dobândi. Da. Cum anume? Fiecare om funcționează după același principiu, la modul că avem niște nevoi de bază care atunci când se împlinesc, creierul nostru secretă anumiți neurotransmițători care ne dau o stare de bine, iar atunci când nu se împlinesc, se creează niște neurotransmițători care dau o stare de rău sau de disconfort. Ei, în momentul în care eu dau spre exterior ceea ce celălalt vrea, adică îi satisfac o nevoie, asta înseamnă că la rândul meu și eu voi primi acea nevoie satisfăcută fie de către de la altcineva. Respectivă, da, ori de la altcineva. De la altcineva. Cam ăsta e principiul, dar îi vei dobândi. Care ar fi aceste nevoi de bază? Nevoile de bază ale copilului și ale adultului până plecăm din acest plan sunt nevoia de a fi iubiți. Este o nevoie cu care ne naștem și avem nevoie de cei care ne cresc când suntem mici și rămâne nevoia asta forever pe viață. Nevoia de a fi văzuți. De foarte multe ori, copii fiind, părinții sunt foarte ocupați cu ale lor și nu prea văd copiii, da. Și nu văd că lucrează acolo sau fac aia sau fac aia și se trezesc după un timp, vai, ce-a făcut copilul? Păi cât nu a fost văzut, evident că a făcut ce a vrut el, dar fără să fie ghidat. Nevoia de a fi auzit. Probabil s-a întâmplat de a fi ascultat. De a fi auzit, adică părintele să te asculte, da, să te audă. Când suntem mici, copiii spune vreau cu tare și părintele da, da, mai încolo sau nu-l aude sau nu-l bag în seamă și apoi toată viața la mână, toată viața avem impresia că cei din jur nu ne aud dacă astea n-au fost împlinite, nevoia de a fi apreciați. Atunci când face ceva copilul, are nevoie să uită tot timpul, să observați copiii când fac ceva, să uită la adult să vadă reacția lui, da, să fie lăudat, să spună bravo, ce frumos ai făcut sau ai reușit. Și asta e foarte interesant, că fiecare copil are nevoie de apreciere în alt mod. De exemplu, băiatul meu, cel mijlociu, când avea vreo 3 ani, îmi spune așa, mama, tu trebuie să-mi spui bravo, iar eu știu și pot orice. La 3 ani. Fetița mea, a spus asta? Da, da. A conștientizat asta la 3 ani. Fetița mea, acum la 3 ani, desena un desen și desena și colora acolo și spune, mama, eu când termin acest desen, tu trebuie să-mi spui bravo. Dar numai atunci. Vedeți, iată, două entități total diferite. La unul, dacă îi spui, el va ști să face. Unul așteaptă întâi să facă și abia după aia să-i spui. Ce interesant! Foarte interesant! Eu spun la toată lumea, dacă vă ascultați copiii până în 6-7 ani, ei spun foarte multe lucruri care țin de fenomenele astea, de cum să-i validăm, cum să-i apreciem. Ei sunt mici, n-au procesul gândirii, dar ei trăiesc mai mult conectați la sursă, la inimă, la... Și ei spun ce au nevoie sub forma lor, evident. Și atât că totul pornește din copilărie. Din copilărie tot pornește, așa este. Dacă în copilărie am avut aceste nevoi de bază împlinite cât de cât, nu o să așteptăm ca tot timpul când ne întâlnim cu cineva să ne spună bravo sau să ne ofere afectivitate sau să ne audă, să ne vadă, să ridicăm vocea ca să ne audă cineva. Dacă nu le-am avut împlinite, vom manifesta tot felul de comportamente ca cei cu care suntem în relații să ne iubească, să ne aprecieze, să ne accepte, să ne audă și să ne vadă. Pentru a fi vindecate rănile, da, din trecut. Rănile din trecut. Pentru că vorbim totuși de răni. Exact. Astea sunt niște nemulțumiri pe care copilul le-a trăit. Frustrări. Poate. Și devin niște răni emoționale care în timp, evident, creează tot felul de dizarmonii în cupluri, în relații, în orice tip de relații. Pentru că astea sunt nevoi relaționale pe care toți le avem, așa cum știți. Mai mult sau mai puțin. Ființa umană toate le au. Pentru că noi suntem ființe sociale. Noi avem nevoie să comunicăm, să ne vedem unii pe alții. Unii s-au adaptat să nu le primească și atunci stau izolați. Dar marea majoritate căutăm. Nu găsim într-o relație, căutăm în altă relație. Nu găsim cu niște prieteni, căutăm alți prieteni. Noi căutăm aceste nevoi
căutăm oameni care să ne ajute, exact, să ne ajute să ne împlinim aceste nevoi. Iată că există o lege a abundenței, din câte înțeleg. Dacă vrei să obții ceva, dăruiește acel lucru. Iar Deepak Chopra spune că dacă vrei iubire, dăruiește iubire. Dacă vrei cunoaștere, dăruiește cunoaștere. Dacă vrei bani, dăruiește bani. Exact. Dăruiește ce îți dorești să primești. Așa iată. Este. Apropo de dăruind, vei dobândi. Și acum am să vă explic de ce se întâmplă asta. Pentru că, din punct de vedere al neuroștiinței, atunci când faci ceva, când faci un comportament și ai o experiență, experiența aia în creierul tău va conecta niște neuroni, va crea o rețea neuronală, iar în timp acea rețea neuronală devine o hologramă în câmpuri cu care atragi oameni care îți aduc ceea ce tu ai oferit. Deci se întâmplă chiar la nivel fiziologic fenomenul ăsta. După care, conform fizicii cuantice, dacă tu intenționezi să dai iubire cuiva, totul se întâmplă conform intenției observatorului. Intenția ta e de a dărui iubire, vei primi iubire. Intenția ta e de a dărui cunoaștere, vei primi cunoaștere. Intenția ta e de a dărui o îmbrățișare, vei primi îmbrățișare. De aceea am întâlnit o carte minunată, se cheamă Karma Iubirii, de Gresh Michel Roach. Este un tânăr, nu-i chiar foarte în vârstă, care am înțeles că a fost câțiva ani călugăr tibetan, tot felul de experiențe de astea au avut, ca să experimenteze cum e cu fenomenele astea, cu legea abundenței. Ca să primești ceva, întâi trebuie să dai. Și a scris o carte care mi-a plăcut așa cum este expusă și v-aș da niște concluzii ce am tras eu din această carte. Spune așa că dacă vrei ca cineva să te îmbrățișeze, îmbrățișează. Dacă n-ai oameni, ai copaci, ai păsări, ai copii, ai orice, să faci gestul ăsta al îmbrățișării. Dacă vrei să fii ascultat, ascultă. Ascultă pe stradă, păsările, zumzetul mării, zumzetul albin, orice ascultă, adică dezvoltă-ți această abilitate, nu numai pe cei din fața ta, ci tot ceea ce se află în jurul tău. Pentru că în momentul în care asculți, iar ne duce la neuroștiință, creăm acea rețea neuronală, creăm o hologramă și vine omul care să ne asculte. Dacă vrem să fim văzuți, să vedem în jurul nostru. De exemplu, mergi pe stradă, noi de obicei sau majoritatea oamenilor suntem așa ca niște roboței. Mergem pe stradă, dar ne gândim la cu totul altceva. Nu suntem atenți la arhitectură, la copaci, la natură, la nori, la alaltă ieri mă duceam... Suntem spre gândiți. Exact. Deci ne gândim în altă parte, dar nu suntem acolo. Mă duceam spre Sibiu. Nu suntem prezenți. Ce spuneți dumneavoastră de atât? Ieri dimineață, și era 7 și ceva dimineața, și la un moment dat mergeam pe șosea și văd ceva mișcându-și și când acolo era chiar un iepuraș dintre ăsta de câmp care era pe zăpadă, căuta probabil ceva să mănânce, m-am și oprit, el nu a schițat niciun gest și am zis, uite ce interesant e să vezi, parcă nu te mai simți singur pe stradă, că eram eu și cu șoseaua, deja e altceva. După aia, dacă vrei ca cineva să te aprecieze, apreciază. Arhitectură, un comportament, gestul cuiva, spune mulțumesc, spune apreciez la tine faptul că te-ai gândit la mine sau lucrurile astea, tu făcându-le, vei atrage prin legea abundenței, care e legea Universului, oameni care să aprecieze și la tine altceva, nu neapărat același lucru, dar care să-ți ofere această, să-ți împlinească această nevoie de apreciere. Tot la fel spune că dacă vrei să fii valorizat, să valorizezi pe cineva, să validezi o persoană. Adică, ce frumos ai făcut asta, sau ești genial în ceea ce ai făcut, adică ceva real, nu mințim, fals, da? Bineînțeles. Nu fals. Și atunci, dacă vrei ca cineva să-ți dăruiască afecțiune, oferă afecțiune, oferă un zâmbet, oferă un cuvânt de drag, așa. Mi se întâmplă și oriunde ajung, și într-un magazin, și la un ghișeu, și așa. Persoanele sunt destul de încruntate, așa. Lumea nu se mai bucură. Și atunci apreciez și stradă, ceva sau spun ceva și zâmbesc și știu că zâmbetul e mult lipsitor și deodată văd că ridică ochii și începe să zâmbească și atunci zic, uite ce ușor e să faci fapte bune, apropo de fapte bune, când suntem în apropierea Paștelui. Nu trebuie neapărat să umbli cu sarsanale, cu fructele, cu hainele. Un zâmbet, o vorbă bună. Sau m-am dus într-o zi la un ghișeu la finanțe și doamna era așa foarte și zic, apreciez la dumneavoastră că stați aici toată ziua, întâlniți atâția oameni și probabil fie
fiecare cu supărările lor, s-au ridicat așa, parcă eram picată din altă lume, îți dai seama. Vine cineva să aprecieze, nimeni nu i-a zis așa ceva, plus că noi avem pretenții că aia trebuie să fie non-stop la cheremul nostru, fără să ne gândim că sunt oameni, că poate au și ei probleme, tot felul de alte lucruri. Sunt, da. Și făcând gesturile astea, automat vom primi. Paradoxul este că noi făcându-le, creierul nostru va secreta acei neurotransmițători ca și cum nevoia este împlinită deja. Asta e cea mai tare. De-aia spunem, dăruind vei dobândi. Eu dau la alții fără să aștept nimic, dar eu când am dăruit, am activat în mine bunătatea aia și am activat secrete serotonină creierul meu și atunci corpul meu se simte bine. Cred că toți telespectatorii ați întâlnit chestia aia de vă bucurați de bucuria celuilalt. Așa-i? Asta-i. Dăruind vei dobândi. Eu dau, creierul meu face conexiunea cu, uite, o creat ceva și atunci se întoarce tot la mine acel beneficiu. Foarte interesant. Vorbim așadar despre legea universului, despre legea atracției. Legea universului, legea abundenței, legea atracției. Exact. Dar este adevărat că e mai important să dăruiești decât să primești? Eu cred că ele sunt mână-mână. Exact ce spuneam, atunci când dăruiești, te bucuri de bucuria celuilalt, atunci când primești, te bucuri de ceea ce trăiești în interior. Eu cred că ele sunt cam la același nivel, dar la ce aș insista eu aici ar fi să dăruiesc fără să am așteptări. Aici ar trebui noi să lucrăm și cred că aici... Pentru că toți avem așteptări. Exact, toți avem așteptări. Dăm cuiva și zic, trebuie să-mi întoarcă și mie, fără așteptări. Dacă reușim să dăruim fără așteptări, atunci o să ne se pară că a dărui este mai important decât a primi. Dacă dăruim totuși și avem așteptări, dacă avem așteptări, vom suferi. Pentru că așteptarea face așa ca să creeze o tensiune, o relație. Hai, când îmi întoarci fapta bună, când îmi dă ce am dat sau mai știu eu cum. Deci așteptarea creează, în general, duce la suferință. Pentru că niciodată un om nu-ți va întoarce cu aceeași monedă, pentru că fiecare moment este unic și fiecare om este unic. Azi poți să-ți oferi ceva, mâine s-ar putea să nu mai fi disponibil, că sunt și eu pe ale mele. Dar dacă tu ți-ai făcut așteptări, astea în permanență aduc suferință, frustrări și dizarmonii. Și practic când nu știm să primim, îi spunem universului să ne mai dăruiască, îi spunem, nu? Sau... Da, că eu, da, sunt foarte mulți oameni și am să vă dau un mic exemplu. Dacă cineva îți spune mulțumesc, tu îi spui n-ai pentru ce. Deci aici tu ca și cum îi spui universului că ăsta nu vrea să primească. Cum adică n-am pentru ce? Cum n-ai pentru ce? Sau mulțumesc, a, nu e nicio problemă. Adică tu care ar trebui să răspunzi cu plăcere sau cu drag, ca și cum îi spui universul, știi, eu n-am nevoie de mulțumirea celuilalt, n-am nevoie să-mi dăruiască nimic. Apropo de ce ai spus de legea asta, e ca și cum respingi. Și apoi când omul nu-ți mai mulțumește, zice, a, uite ce prost crescut, e că nu mi-a mulțumit. Dar când ți-o mulțumit și ai spus n-ai pentru ce sau n-am făcut nimica, cum n-ai făcut nimic? Ai dus aia de acolo până acolo, m-ai ajutat, m-ai adus un pahar cu apă. Să înseamnă că ai făcut ceva. Deci, asta aș recomanda telespectatorilor, să fiți atenți când cineva vă spune mulțumesc, cu ce răspundeți. Deci, se poate răspunde cu plăcere, adică chiar a fost plăcerea mea să fac, sau cu drag, nu am făcut un efort prea mare și mi-e drag să fac asta și atunci universul zice, a, deci tu poți să primești, vrei să primești. Sau dacă cineva vine să-ți aducă o floare sau ceva, a, nu trebuia. Când aude iarăși nu trebuia, de ce nu trebuia? Cine spune că nu trebuia? Dacă eu am simțit asta, dacă nu vrei să primiți, îmi spuneți, a, nu, nu-mi plac, dar nu trebuia să cheltuiți aia, să aia. Deci iarăși nu știm să primim. Și asta datorită... Exact, ce ne oprește să primim? Poate imediat sentimentul... Ce ne oprește să primim? Exact, bravo, mulțumesc. Chiar asta vreau să spun. În copilărie, tot timpul ni s-a spus și toți ați crescut așa, dacă faci aia, atunci ai să primești aia. Și atunci s-a creat noi acea condiționare. Dacă fac ceva, merit să primesc ceva. Dacă nu, nu. Și cu toate că tu probabil în timp ai făcut ceva, dacă un om a vrut să-ți aducă o atenție sau o floare sau un zâmbet, ai făcut ceva. Dar tu, pentru că ai programul nu merit, bineînțeles că nu știi să primești. Și atunci le recomand la telespectatori și fac și eu această afirmație, merit să fiu iubită, merit să fiu apreciată, merit să fiu valoroasă. Pentru că noi dacă nu merităm, nu atragem
respingem. Chiar dacă trece pe lângă noi oportunitatea, nu o vedem. Și asta e mai grav. Pentru că universul îți trimite, dar tu dacă nu vezi, pățim exact ca pilda aia ca, în care era sfârșitul lunii, a venit multă apă și un sătean de acolo s-a urcat pe în pod, după aia apa se făcea mai mare, a urcat pe casă și a trecut o barcă și a zis, hai nu merg, nu, că eu l-aștept pe Dumnezeu, adică el se ruga la Dumnezeu să vină să-l salveze. Și vine un elicopter, hai nu merg, nu, că l-aștept pe Dumnezeu. Și bineînțeles că s-a necat și când a ajuns la Dumnezeu, o zis Dumnezeu, l-a întrebat, Doamne, eu m-am rugat la tine, am stat în genunchi, am spus să mă salvez. Și Dumnezeu a spus, am fost de două ori la tine, dar n-ai vrut să vii. Corect. Am fost cu barcă, am fost cu elicopter, la fel și cu asta. Dar noi tot așteptăm conform gândirii noastre, dar nu suntem atenți la oportunități, pentru că nu știm să primim. A primi uneori este foarte greu din cauza programului că nu merit. Și ca să merit ceva, trebuie să muncesc mult, trebuie să mă chinui mult. Să am permisiunea cuiva, exact, poate. Să am permisiunea cuiva, cineva trebuie să-mi spună, da, domnule, poți să-l primești. Și cine? Tot cineva din mica copilărie, tot o voce dintre asta interioară. Bun, cum trecem peste toate acestea? Cum învățăm? Cum învățăm, exact. Această abilitate de a dărui și a primi, dacă nu le-am exersat în mica copilărie, le putem învăța ca adulți. Primul pas este să știm ce vrem. Ce am eu nevoie ca să mă simt bine? Și atunci, dacă îmi dau seama de ce am nevoie ca să mă simt bine, voi crea printr-o tehnică, printr-o metodă. Eu tot vorbesc la toate emisiunile de tehnica afirmațiilor, de tehnica observatorului, de tehnica stării de prezență, a cuvintelor rezonante, în care eu îmi doresc, de exemplu, iubirea. Și atunci fac o afirmație, merit să fiu iubită, merit să fiu apreciată. Fac afirmația asta. Cum o fac? 21 de zile, de 21 de ori pe zi și până la 6 luni de încă 7 ori pe zi. Pentru că așa îmi spune neuroștiința, că eu, ca să consolidez o rețea neuronală, trebuie să repet. De-aia repetiția e mama învățăturii. Pentru că se conectează neuronii și voi deveni din interior atitudinea aia să simt că merit să fiu iubită sau sunt întotdeauna iubire. După ce am descoperit de ce vrem, introducem din conștient în subconștient cu aceste metode informația respectivă. Până ea va deveni o atitudine. Când devine atitudine? Când eu am dat suficientă energie acelei stări pe care vreau să o am, se creează în câmpul o hologramă și voi atrage pe frecvențe specifice, exact ca un magnet, ceea ce îmi doresc de la cei din jur cu care intru în contact. După ce am antrenat mintea cele 6 luni, asta devine ca o stare de fapt. Paradoxul pe care îl observ în timp este că după ce tu ți-ai umplut ființa, subconștientul, cu acea dorință, cu acea stare pe care vrei să o trăiești, nu mai aștepți de la ceilalți. Și atunci când nu mai aștepți, apropo, legat de așteptări, vine, ea practic vine de la sine. Și atunci ne ducem iar la expresia totul vine de la sine. Când tu, dar nu aștepți, că Dumnezeu nu spune între astea, El îți dă, apropo de exemplu înainte, tu faci ceva ca să-L poți împlini. Iar acum știința a adus atâtea metode. Tot ce ne trebuie este să ne informăm puțin, să avem puțină cunoaștere, răbdare cu noi și să înțelegem asta cum funcționăm. Asta este important, răbdarea, da, până la urmă. Răbdarea, pentru că noi am vrea mâine să fiu, da, alta. Nu se poate. Gândiți-vă că aveți 30, 40, 50 de ani în care v-ați format într-un fel. Programele mentale sunt alea. Eu trebuie să-mi dau seama, ăsta e un program mental, că nu merit, când folosesc și spun nu trebuia, înseamnă că eu am programul că nu merit. Și atunci ce am de făcut de fiecare dată când îmi vine să spun nu trebuia, să spun mulțumesc sau cu plăcere sau, și atunci automat în schimb. Deci fac o afirmație, în același timp trebuie să mă observ tot timpul și să nu mai folosesc cuvinte sau gânduri care mă duc în starea aceea. În același timp să vină, după ce fac asta, să încep să dăruiesc, să încep să îmbrățișez copaci, oameni sau să fac acțiuni, pentru că îmi doresc ceva, dar fără acțiuni nu se întâmplă nimic. Acțiunea e cea care creează o conexiune neuronală și e cea care îmi dă o atitudine din interior. Este o acțiune de durată până la urmă, da, dar cu rezultate, cu succes și pe viață. Adică lucrez 6 luni, un an de zile pe o afirmație, dar știu că o conțin după aia continuu. Ce se întâmplă dacă nu se schimbă nimic? Eu știu. Nu există să nu se schimbe. Înseamnă că n-ai lucrat și n-ai lucrat ca să-ți faci acea conexiune, ci ai lucrat la așteptări.
că mulți lucrează mecanic, fai, de-aia am făcut afirmația asta 3 luni și nu s-a întâmplat nimica. Dar cum faceți afirmația? Păi spun și eu așa, când merg pe stradă, când mi-aduc aminte, păi și vreți, când vă aduceți aminte, păi tot când o să-și aduc aminte, Universul o să vă mai dea câte ceva. Adică din an în Paște. Pentru că noi trebuie să susținem cu energia noastră un comportament, o acțiune ca să pot să atrag, tot cu această energie atrag, exact ca un magnet, da? Magnetul, de exemplu, ați văzut, el atrage doar pilituri de fier. De ce? Pentru că el e format doar din asta, da? Nu atrage plastic. La fel, dacă îți dorești iubire, vei atrage doar iubire după ce ai implementat această afirmație în credință. Contează foarte mult intenția pe care o avem în momentul afirmațiilor. Aici ne ducem la fizica cuantică, care spune că totul se întâmplă conform intenției observatorului. Dacă intenția mea este ca eu să-mi creez o atitudine din a dărui, atunci Universul, bineînțeles, îmi va trimite foarte multe chestii de astea, cât cineva cum mă întreba, ați găsit parcare? Zic, da. Ați avut noroc? Nu, zic, mi-am creat parcarea. Pentru că eu când plec de acasă, eu știu că am loc de parcare. Da? Nu există noroc. Noi toți așteptăm. Care noroc? Nu mi l-au făcut nimeni. Eu știu că dimineața când am plecat de acasă, mi-am spus, la 1:30 sunt aici și am parcare. Da? Și așa a fost. Și așa a fost. Ați găsit parcare. Bineînțeles, și era singurul loc liber, doar pentru mine. Restul, deveniți conștienți și faceți-vă când aveți ceva de rezolvat. La fel acum, acolo unde am mers pentru la salon, unde merg pentru aranjat, la fel zic, îmi trebuie parcare în față, dar nu, nu-mi trebuie în față, că vreau să ies pe altă parte, că mai am ceva de rezolvat. Și aveam parcarea și în față și aveam și acolo unde mi-am dorit-o eu. Ați spus o afirmație înainte? Schimbat. Nu, de dimineață îmi creez ziua. Asta înseamnă, mă duc acolo, la ora de, nu neapărat, la ora de sunt acolo, am locul de parcare acolo, la ora de sunt acolo, așa îmi creez eu acasă, pot să fac atât de multe. Foarte interesant. N-am timp morți, asta e ideea, nu stau în trafic, nu stau să aștept un loc, el e deja asigurat. Ce se întâmplă totuși cu persoanele care au o doză de egoism? Persoane care au o doză de egoism sunt persoane care le lipsesc, da, tot așa, n-au văzut. În familie n-au primit, n-au creat o conexiune neuronală și ei de obicei sunt cei mai nefericiți, pentru că nimic nu vine spre ei. Egoistul este o persoană care tot adună și se închide, deci el nu dă. În momentul în care dăruim, noi facem loc Universului să scoatem aia, dar ne aduce altceva. Dăm ceva, primim altceva. Asta e o altă lege a Universului, foarte frumoasă. Atunci când dăruiești, faci loc ca să primești altceva. Și în momentul în care nu dăruiești, tu te-ai blocat, te-ai închis așa, nici nu dai, nici nu primești. Și atunci apar tot felul de frustrări, de mulțumiri, da. Deci, practic, depinde totul de noi. De noi. Iar primul pas ar fi să conștientizăm. Conștientizăm ce vrem și să căutăm o cunoaștere, să ne schimbăm. Haideți să repetăm câteva dintre afirmații. Da, aș porni pe asta. Merit să fiu iubit, merit să fiu apreciat, merit să fiu acceptat. După aia am mai dat la femei sau la tineri care în familie, în mica copilărie, n-au avut aprecieri de la părinți sau iubire, le-am dat să facă afirmația, eu sunt dintotdeauna fiică iubită, eu sunt dintotdeauna fiu iubit, eu sunt dintotdeauna fiică acceptată sau apreciată, pentru că atunci când erai mic n-ai primit. Și tu spunând lucrurile astea, nu înseamnă că ai să le primești acum, dar în creierul tău se va crea conexiuni în care nu mai simți golul ăla pe care l-ai avut în copilărie. Pentru că asta e foarte interesant, mintea matură sau creierul copt, cum îi spunem noi, noi putem schimba foarte multe dacă avem cunoaștere. Mai putem spune, sunt dintotdeauna femeie fericită, sunt dintotdeauna bărbat fericit, sunt dintotdeauna copil bucuros sau tot ceea ce vreți să împliniți, tot ceea ce vă doriți, o puneți într-o afirmație, o lucrați de 21 de ori pe zi, timp de 21 sau 29 de zile și apoi până la 21 de ori pe zi. Timp de 21 sau 29 de zile. Eu dau 29 de zile ca să fim siguri că am făcut. Când ne mai fugim mintea iurea și nu prea reușim. Și apoi până la 6 luni o spun de 7 ori. De ce? Ca eu zilnic să-i dau energia acelei conexiuni. Pentru că neuronii ei să rămână conectați. Pentru că dacă eu nu-i dau câteva zile, ei se despoacă chiarăși. Până la 6 luni se întâmplă fenomenul ăsta.
Și atât că acum ne aflăm într-o perioadă în care putem să dăruim, pentru că în care se apropie să dăruim sărbătorile pascale. Și acum și în fiecare zi ce este putem dărui? Sărbătoarea pascală. Da. Parcă acum mai mult ca niciodată. Nu, acum societatea ne pune mai mult presiune că acum copiii să dăruim mai nevoie mult în această perioadă. Da. Dăruim zâmbete, dăruim o floare, dăruim o atenție, dăruim un timp. Și a dărui un timp, să stai cu cineva și la asculți. Asta e tot o dăruire. Să vezi, să te încarci, să te duci în natură. Și natura, plantele, animale au nevoie de prezența omului. Și alți oameni. Dăruim îmbrățișări la cei care vedeți că sunteți mai apropiați. Nu ne luăm de oameni pe stradă să-i îmbrățișăm, da? Pentru că e o agresiune pentru ei. Corect. Și dăruim lucruri care, cum să vă spun, sau stări sau comportamente pe care le facem ușor. Nu trebuie să facem un efort supranatural ca să dăruiesc ceva doar acum că e Paștele. Să fie ușor, ca să fie de la sine așa. Exact, ar trebui să dăruim întotdeauna. Întotdeauna și în confortul propriu. Noi trebuie să reținem că exact această frază pe care o știu din mica copilărie și m-a ajutat foarte mult. Atunci când dai, faci loc ca să primești. Deci nu zic atunci când dau trebuie să primesc, ci fac loc ca să primesc. Nu știu de unde o să primesc. Poți primesc de la natură, poți primesc de la o pasăre, poți primesc de la un om. Eu fac loc ca să primesc. Asta mi s-a părut wow și de-aia m-am ghidat. Foarte multă lume îmi spune, Doamne, dar dumneavoastră povestiți atât la televizor, spuneți atâtea lucruri. Păi de ce să nu le spun? Pentru că le dau pe astea, eu primesc altele. Și de aceea mereu vin cu noutăți și mă simt îmbogățită. Eu mă simt îmbogățită atunci când dau. Pentru că evident, înapoi fac loc să primesc altceva. Ce le recomandați oamenilor în această perioadă? În această perioadă le recomand să fie cât mai mult în prezent și să elimine fricile din viața lor. Frica este cea care ne scurge tot timpul de energie și ne face să ne tărâm pe pământ, când noi putem fi ca niște Dumnezei pe pământ. Adică la modul de a fi drept, de a fi vertical, de a fi în contact cu oamenii, de a zâmbi, de a fi în prezență. Frica e cea care ne dăunează cel mai tare, iar starea de prezență este cea care ne aduce cele mai multe beneficii. A fi prezent la cum mergem, la postura corpului, la ce mâncăm, la cuvintele pe care le emitem, la oamenii cu care ne întâlnim. A fi prezent, a fi acolo. Adică mintea mea să nu fie în alte părți, ci doar aici. Este și o perioadă în care familiile se reîntâlnesc, se reunesc. Exact, acum e un moment foarte bun de a face aprecieri către membrii familiei pe care nu ați mai văzut de mult sau chiar pe cei pe care îi vedeți zilnic, de a face aprecieri, de a îmbrățișa, de a le oferi ceva inedit, ceva. La mine vin cursanții și mi-aduc tot timpul diverse. Și zic, e făcut de tine, pe mine aia mă bucur cel mai mult. Chiar dacă ai prins niște liniuțe acolo sau faptul că energia ta ți-ai pus acolo și un moment ai gândit la mine să-mi faci asta, pentru înseamnă mine asta e o mare mult bucurie. Așa este, iar dăruind vom dobândi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la studio. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Să aveți o săptămână minunată. La revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1.